cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește morarul să... Bună dimineața, bine ați venit la cafeaua de dimineață, Mesagerul din Neamț, știri din Neamț, o emisiune, ca să spunem așa, de sănătate publică, pentru că în județul Neamț, în afară de gale festive, mai avem din când în când și lucruri care se întâmplă, să spunem așa, în interesul comunității, nu în interesul unei comunități restrânse, un fel de, cum să vă spun eu, mare familie în care totul se rezolvă la nivel de sugărnicie față de șef. Deci, trecând peste gala administrației, femeii în administrație, da, să menționăm un fel de premieră în Neamț. Direcția de Sănătate Publică a făcut în luna martie un control în cele două spitale mari din județ, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț și Spitalul Municipal din Roman. Și premiera a publicat procesul verbal de control, sau mă rog, cum să-i spune, actul de control, sub forma unui comunicat de presă. Nu știm dacă este tot actul de control sau nu, dar interesant e că a fost publicat și el este, ca să spunem așa, la îndemâna tuturor. Cum Mesagerul de Neamț, care a publicat ieri acest document, a scris de mai multe ori despre spital, ne-am gândit să putem să discutăm în dimineața aceasta actul de control, să vedem ce se întâmplă prin cele două mari spitale din județ și să încercăm să stăm de vorbă și cu managerii celor două spitale, chiar dacă o facem prin telefon, pentru că e important să vedem și punctul lor de vedere după acest control. În mare, actul de control nu vine cu nimica nou. Trebuie să spunem din start că în actul acesta nu sunt lucrurile care s-au făcut la spital, ci ceea ce au constatat ei că nu s-a făcut. Actul de control trebuie pus în contextul în care el are loc după 2 ani în care spitalele au funcționat într-un sistem special și de aceea poate unii o să spună, domne, sunt multe lucruri care nu s-au făcut și uite că totuși n-au fost sancționate foarte drastic. Au fost sancțiuni, mai mari ca altă dată, o să discutăm despre ele, au fost lucrurile consemnate și, repet, nu știu dacă e tot actul de control în comunicatul de presă, dar oricum lucrurile sunt spuse. Ce în mare, despre ce este vorba? Niște investiții care nu s-au făcut și erau într-un plan de conformare al spitalului, deci un plan asumat atât la unul cât și la celelalte din spitale și s-au dat niște amenzi în special pentru lucruri care țin de partea de respectare a protocoalelor. Aici e un limbaj un pic mai criptic, de aceea aș vrea să discutăm cu managerii spitalelor tocmai pentru a putea descifra cum stau lucrurile. O să încercăm prima dată să discutăm cu directoarea spitalului din Roman. Înainte însă aș vrea să spun care sunt lucrurile constatate ca domnia sa după aceea să ne explice, să ne spună punctul de vedere al managementului actual. Deci, pe scurt, la Spitalul Municipal de Urgență Roman se spune că nu au fost îndeplinite o parte din obiectivele programului de conformare a spitalului cu termenul propus 2020.
dintre care modernizare compartiment sterilizare central, amenajare compartiment de spitalizare de zi, proiectare spațiu de colectare a apelor uzate. Pe urmă mai sunt niște lucrări, neconformități constatate la controlul igienico-sanitar, așa, respectiv cameră atraumatică în secția psihiatrie, asigurare ventilației artificiale a secției ATI, realizarea acces persoane cu dizabilități motorii în toate secțiile și dotare cu lifta secției de boli infecțioase. De asemenea, un lucru cunoscut, nu există stație de epurare a apelor uzate provenite din activitatea spitalului. Ce mai avem la Roman? În cadrul acțiunii tematice la spital au fost recoltate prin sondaj din toate secțiile spitalului 96 de teste de sanitație, aeromicrofloră și sterilități. 3 teste de aeromicrofloră au fost neconforme, fiind prezent stafilococ patogen la secțiile pediatrie și compartimentul de primiri urgențe și streptococ behemolitic și stafilococ patogen în secția pneumologie. 4 teste de sanitație au fost neconforme, fiind identificat stafilococ aureus în secțiile neonatologie, ginecologie, ortopedie și pneumologie. S-au dat niște amenzi, noi am scris despre ele săptămâna trecută, 2000 de lei asistentelor șefe de secții la neonatologie, ginecologie, pediatrie, pneumologie și compartimentul primirii urgențe și pentru nerespectarea precauțiunilor universale și protocol de lucru și a protocolelor de lucru către personalul medical și auxiliar și 4 amenzi contravenționale în valoare de 2400 de lei pentru nerespectarea prevederilor unui ordin al Ministerului Sănătății privind gestionarea deșeurilor medicale periculoase, a ortopedie, dermatovenerologie, medicină internă și chirurgie generală. Cam asta e pe scurt ce a fost, astea sunt constatările de la Roman. O să încerc să vedem dacă reușim să vorbim cu doamna manager, doamna Maria Andrici, doamna doctor Maria Andrici din Roman. Dacă reușim, ar fi senzațional. Alo, bună dimineața! Alo? Bună dimineața, doamna doctor! De la Mesagerul de Neamț, Valentin Belenescu sunt. Tocmai discutam în emisiune despre controlul Direcției de Sănătate Publică. Aminteam pe scurt ce a constatat la spitalul din Roman și v-aș ruga, dacă puteți, pe scurt să ne prezentați un punct de vedere vis-a-vis de acest control. Da, cum ați precizat și dumneavoastră, la deficiențele constatate în legătură cu obiectivele în ceea ce privește planul de conformare al spitalului, acest plan de conformare se face pe 5 ani, 2016-2020, cu finalizare decembrie 2020. Întrucât a venit pandemia, prin ordin de ministru, s-a hotărât ca termenele să se prelungească până în decembrie 2022. Pentru o parte din ele suntem în termen, adică compartimentul de sterilizare centrală. Noi avem finanțare de la CNI, a fost un proiect făcut și s-a obținut finanțarea, s-a făcut licitația. În momentul de față, proiectul este spre finalizare, urmând ca în cel mai scurt timp să înceapă lucrările. Noi deja am mutat stația de sterilizare de la etajul 6, autoclavul care era funcțional, la etajul 3 și am lăsat spațiu liber tocmai pentru ca lucrările să poată să înceapă. Iar termenul este de 6 luni. Până la sfârșitul anului, această stație de sterilizare va fi modernizată și reabilitată. În ceea ce privește stația de epurare a apelor uzate,
Noi avem stații de clorinare a apei. Tot ce iese din spital trece prin această stație de clorinare. În acest an s-a întocmit notă de fundamentare privind acest obiectiv, urmând să efectuăm în cursul anului proiectul tehnic și ulterior să identificăm sursele de finanțare pentru această investiție, pentru realizarea acestei investiții, tocmai pentru că sumele sunt mari. Este vorba în jur de 500.000 de euro, ceea ce presupune să identificăm surse de finanțare din veniturile spitalului, nu se poate realiza această investiție. În al treilea punct, spitalizarea de zi. Noi avem spitalizare de zi pe fiecare secție. Conform ordinului de ministru, trebuie să fie un spațiu destinat spitalizării de zi, situat la parterul spitalului sau cel mult etajul 1. Din conformația actuală a spitalului, nu avem cum să punem nici la parter, nici la etajul 1 spitalizarea de zi. S-au încercat de-a lungul acestui an, anul trecut, să identificăm spații și atunci, luând toate verificările în capul, toate procesele verbale ale DSP-ului, cu faptul că, conform legislației în vigoare în momentul de față, sunt încă saloane care, să spunem, pe un pat trebuie să ai 6-7 metri pătrați și atunci într-un salon să fie cel mult 5 paturi, 4 paturi, sunt saloane cu câte 6 paturi și atunci trebuie, ne-am gândit că ar mai trebui să facem o extindere a spitalului. O extindere care o discutăm cu domnul primar de anul trecut. Este vorba de un corp care să-l ridicăm, să-l construim în spatele spitalului, legat de spital. Este o casă. Sunt discuții ale primării ei cu proprietarul casei, urmează ca acea casă să fie cumpărată și să se întocmească un studiu de fezabilitate pentru acest corp de extindere. L-am numit corp materno-infantil, tocmai pentru că ce aș dori să mutăm în acel corp este vorba de secția de obstetrică, ginecologie, de neonatologie, de chirurgie infantilă, pediatria, pentru că noi în momentul de față pediatria este într-o altă locație, la un kilometru distanță de spitalul sediu central, și tot în acest corp să mutăm ATI-ul și blocul operator, tocmai pentru că trebuie respectate niște norme stricte în ceea ce privește blocul operator și ATI-ul. Doamna manager, îmi cer scuze. Aceste probleme care țin de investiții majore, într-adevăr, este greu să vii să le cer managerului, să le impuți managerului, pentru că vede, aici e vorba de un proiect mare, 500.000 de euro sau 300.000 de euro, de cumpărarea unui spațiu care nu-l poate face spitalul, etc. Aici lucrurile sunt perfect de înțeles și nu știu dacă poate fi imputat ceva managementului de la spital. Aș vrea un pic să ne concentrăm pe partea cealaltă. Dacă se poate. Trecem mai departe. Amenajarea ca camera traumatică la secția psihiatrie este în momentul de față un lucru. Asigurare, ventilație artificială a secției de ATI. Ce putem noi să
să asigurăm această ventilație, este vorba de aparate de aer condiționat cu filtre HEPA. Avem în sălile de operații astfel de aparate de aer condiționat steril, iar pentru ATI avem trecut în lista de investiții prin suma finanțată de la Ministerul Sănătății. Luna trecută, în luna aprilie, am primit finanțare de la Ministerul Sănătății și avem aceste patru aparate de aer condiționat steril. A fost aprobată lista prin hotărâre de Consiliu Local și s-au făcut, fiind și un acord cadru, s-a făcut contractul. Urmează ca cele patru aparate să ajungă la spital, să fie montate și astfel să dispunem de ventilația artificială sterilă în ATI, în cele patru saloane ale ATI-ului. În ceea ce privește realizarea acestor persoane cu dizabilități motorii în toate secțiile și dotarea cu lifta secției de boli infecțioase, într-adevăr, bolile infecțioase sunt la etajul 2, în clădirea din strada Speranței, unde este și pediatria, iar acolo nu avem lift. Am discutat și tot la fel este în lucru un fotoliu rulant care rulează pe niște șine cu care să putem urca scările. Pacientul stă pe acel fotoliu rulant și numai cât se urcă pe șine. O soluție adaptată la realități, ca să spun așa. Pentru că un lift pe acea clădire este foarte, foarte costisitor și având în vedere modificările pe care noi vrem să le facem, le avem în discuții și dacă am mutat pediatria, atunci rămâne bolile infecțioase la parter și n-ar fi corect să investim când știm că vrem să facem altceva. Și atunci acest fotoliu ar rezolva o parte din probleme. Da. Așa, mai departe. În ceea ce privește probele recoltate. Aici pentru, mă scuzați un pic. Aici pentru nespecialiști, lucrurile apar ca, uite, există acolo o problemă de infecții. De asta vă spun, vă rog să explicați cum se poate ajunge la așa ceva și dacă sunt multe, dacă sunt probleme. Și au fost recoltate 96 teste de sanitație, 3 teste de aeromicrofloră au fost neconforme în CPU, în pediatrie și în pneumologie. Ce pot spune este că în mod normal se acceptă un număr total de germeni pe metru cub de aer. Acest număr total de germeni trebuie să nu fie depășit. Alo? Germeni. Stafilococcus, mă auziți? Alo? Vă aud. Da. Stafilococcus este și pe pielea noastră, în mod normal. În CPU, traficul este foarte intens. Pacientul, unde a fost găsită acest stafilococ, a fost în sala de gips. La gips, vii, scoți gipsul, pui gipsul. În momentul în care ai scos gipsul de pe pielea unui pacient, ies și luăm și acei microbi, nu? Cu toții avem pe piele stafilococ. Important este ca acest stafilococ care a fost identificat să nu fie multidrog rezistent, MRSA. MRSA-ul, într-adevăr, este o problemă și este o infecție de spital. Stafilococul care a fost identificat nu este MRSA. Da? Sunt zone de risc la nivel de spital. Risc înalt și risc, zone de risc scăzut. În zonele de risc înalt, cum este
să spunem, neonatologia, terapia intensivă. Este interzis să găsești acest stafilococ. Am văzut că la neonatologie aveți. La neonatologie a fost identificat pe secție la mama și copil în roomingin, în salonul de roomingin, dar nu în terapia intensivă. Despre asta spun, sunt zone de risc înalte unde este interzis să existe acești microbi, gen terapie intensivă, neonatologie, terapie ATI-ul, blocul operator. Aici nu au fost identificate. În CPU, în sala de gipsare, unde scoți, deci aceste probe nu au fost luate, să spunem, am făcut curățenie și am venit și am luat proba. Nu, s-a făcut curățenie, s-a nebulizat, s-a dezinfectat, s-a început activitatea medicală, da? Și la un moment dat, după 2-3 ore, s-au luat probele. Înțelegeți? Și atunci, într-adevăr, de dorit este să nu fie niciuna. Dar și faptul că s-au identificat denotă că trebuie, într-adevăr, insistat mai mult pe curățenie, pe nebulizare și, eventual, aici am și spus, fiind trafic intens, să punem un aparat, un MIDAS. Midasurile sunt aparate de sterilizat aerul și, eventual, făcută o curățenie la un interval de timp mai scurt. Nu putem să facem nebulizare, curățenie după fiecare pacient, dar, eventual, la o oră să închizi camera și să faci curățenie, să nebulizezi, să dai drumul la aparat pentru sterilizare, asta se poate face. Doamna manager, una peste alta, cum ați caracteriza acest control? A fost un control făcut cu discernământul necesar și concluziile sale? Da, a fost un control pe toate secțiile, făcut strict, da, și binevenit. Am înțeles. Bun, acum, nu, dar e normal. E normal când ești controlat și se spune pe față ce ai și nu altfel. Eu apreciez și foarte mult faptul că a fost făcut public. Pentru că așa avem posibilitatea să explicăm cum facem noi în această emisiune ce se întâmplă. Știți, dumneavoastră, noi facem instruiri periodice. Deci directorul de îngrijiri medicală pe parte de ordinul 1101 în ceea ce privește prevenirea, supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale, pe gestionarea deșeurilor, pe toate, se fac instruiri periodice. Se fac controle de către serviciul de spiamă din cadrul spitalului. Dar vedeți dumneavoastră că ține foarte mult și de resursa umană, de calitatea resursei umane și atunci de asta am și spus că a fost binevenit, tocmai că trebuie mult mai multă atenție. Pe una din secții, da, să pună data de aprilie, a fost în februarie, luna a doua. Dacă da, înțeles. Mai fost atent și ai greșit, amendă. Plătești, da. Vă dați seama că ești mult mai atent când scoți banii din buzunar. Da. Acum, pe de altă parte, știți, se tot vorbește de birocratizare, dar există o birocratizare la nivelul documentației care este necesară, apropo de boli și de actul medical, dar care este extrem de complicată și de multă, da. Asta e. Până la urmă trebuie să respectăm regulile. Vă mulțumesc tare mult pentru acceptul de a intra în emisiune și vă doresc succes. Asta este situația la Roman. A fost doamna manager Maria Andrici. Am văzut că la spitalul din Roman sunt constatări. Cele mai importante ar ține de partea de probe, pentru că celelalte
sunt constatări, ca să spunem așa, referitoare la investiții. Bun, mai sunt și altele, dar cele mai importante vi le-am spus. Acum o să încercăm, dacă reușim, să stăm de vorbă cu domnul Filimon, managerul, Alex Filimon, managerul de la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, pentru că și aici sunt o serie de lucruri care au fost... Bună ziua! Bună ziua, bună dimineața, domnul manager! Bună ziua, domnul Bălănescu! Venim cu controlul, ca să spunem așa, la dumneavoastră, că sunteți obișnuit cu controlele de când sunteți manager, numai controle ați avut, dar noi nu venim să facem control, venim să discutăm despre controlul pe care l-a făcut DSP la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Și așa, dacă îmi permiteți, reiau câteva dintre constatările făcute apropo de programul de conformare a spitalului. Sunt trecute aici câteva lucruri. Nu s-a rezolvat renovare, igienizare, modernizare pavilion boli infecțioase, renovare pavilion medicină internă, extindere și reabilitare oncologie, igienizare, sală de așteptare și montare tarchet, UPU, înlocuirea ascensoare, pavilion chirurgical, aplasare corespunzătoare a vestiarelor, înlocuire mobilierul uzat. Astea ar fi la nivel de investiții. Cum comentați? Termenul era trimestrul 4-21, trimestrul 1-2022. Deci la nivel de investiții, domnul Bălănescu, mai avem și finalizarea pediatriei scrisă în mai jos. Raportul respectiv. Acolo așteptăm acum oferte pentru a finaliza planurile, proiectul tehnic, inclusiv cu avizul ISU, pentru a obține o nouă autorizație de construire. La secția de oncologie, reabilitare și extindere, după cum bine știți, am predat amplasamentul și urmează să se apuce de lucru echipa din București. Este un contract semnat cu cei de la CNI, de către Consiliul Județean. Deci noi acolo nu am avut, cum să spun, o mare implicare decât prin a muta paturile din secția respectivă în alte spații. La UPU avem bani prinși în bugetul nostru de anul acesta pentru renovări și probabil că vom începe o renovare acolo în următoarea lună. Pe secția de chirurgie, unde au fost văzute niște paravane în saloane și, mă rog, anumite neconformități, am început deja renovările la două săli de operații și urmează să vedem dacă avem finanțare și pentru holuri și pentru a da jos acele paravane din saloane respective care au fost montate acum ceva timp, în ideea de a avea bolnavii mai mult să fie un spațiu mai privat. Intimitate, ca să spunem așa. Dar din păcate au devenit un fel de obstacol în a muta paturi, a scoate bolnavul din salon și așa mai departe. Dacă îmi permiteți, aș vrea să citez un pic, apropo de pavilionul chirurgical, din comunicatul celor de la DSP. În întreg pavilionul chirurgical sunt necesare lucrări de reparații și igienizare a tavanelor și pereților afectați de infiltrații, refacere instalației sanitare, înlocuirea tâmpăriei uzate, dotare cu mobilier specific corespunzător. Holurile laterale cu sele de acces între secțiile pavilionului chirurgical sunt neigienizate, cu pereți și pavimente degradate, la etajele superioare sunt infiltrații, instalațiile electrice nu au izolații. Spațiul de stocare a deșeurilor este nereparat și neigienizat. Asta spune apropo de pavilionul chirurgical. În pavilionul chirurgical, noi în anul trecut am completat tot ce înseamnă geamuri pe acele holuri, pentru că dacă vă uitați în poze anterioare, nu erau cu geamuri, erau pur și simplu niște scări de evacuare care mergeau pe la capetele acestei clădiri și nu erau nici finisate, nici terminate. Acum am reușit să punem termopane și tot ce trebuie, măcar e un spațiu închis. Urmează într-adevăr să facem aceste scări, dar noi ne focusăm pe reparațiile din secții. Am schimbat două coloane până acum
de sus până jos, ca să nu mai fie așa numitele infiltrații. Aceste infiltrații nu sunt de la acoperiș, ele sunt de la diverse, știu eu, stricăciuni, țevi sparte, care, din păcate, de la un etaj superior se duc la etajul inferior. Am pățit asta, de exemplu, când am făcut un grup sanitar la ginecologie și cei de la ortopedie au suferit la momentul respectiv, pentru că țeava respectivă nu era făcută ca lumea de sus până jos, deci pentru cele 5 etaje. Și am luat pas cu pas secțiile. Deocamdată ne focusăm, cum am zis, din punct de vedere a banilor, pe UPU, chirurgie, și urmează bolile infecțioase, grupurile sanitare. Mai sunt secții mici la care facem diverse reparații, cum ar fi ortopedia și ORL-ul, în pavilionul chirurgical. Da, bani pentru asemenea lucruri îi primiți practic prin alocare de la Consiliul Județean, nu? Da, da. Cum e bugetul pe anul ăsta? Bugetul pe anul ăsta este în creștere, ca să spun așa. Anul trecut am avut o sumă mai mică față de anii 2019-2020, dar anul acesta am insistat și sperăm să terminăm tot ce v-am spus dumneavoastră, inclusiv cu chirurgia și bolile infecțioase. La psihiatrie, de când au venit domnii în vizită, s-a terminat renovarea, a fost prima dată renovată în 20 de ani, psihiatria. Deci luăm clădire cu clădire și încercăm să rezolvăm problemele. Dar după cum știți, avem ceva spațiu la Spitalul Județean Neamț. Eu aproape în fiecare zi aud expresia nu s-a făcut de mult și să facem acum. Din păcate trebuie să prioritizăm și în funcție de buget. Bun, eu insist un pic apropo de... Deci a venit acest control cu rezultatele lui, probabil că în legătură cu rezultatele ați informat și Consiliul de Administrație, bănuiesc. Sau ați discutat cu cei din Consiliul de Administrație că ar fi nevoie de reparații, de mai mulți bani. S-a discutat, s-au trimis cereri și la Consiliul Județean. Astea noi le-am trimis oricum înainte de a avea raportul final al... celor de la DSP. Deci, din punctul ăsta de vedere, noi oricum ne-am planificat aceste reparații, au venit și dumnealor cu raportul care practic confirmă ceea ce doream noi să facem. Da. Să revenim un pic la investițiile acelea despre care spuneau ei că nu s-au făcut, dar mă rog, aici extindere și reabilitare pavilion oncologie, ați spus că s-a mutat, sunt probleme cu mutarea, adică... Nu. Deci, din punctul... A fost o colaborare cu cei din pavilionul medical. Bineînțeles, nu a mers totul extraordinar de bine în prima zi, dar ne-am descurcat. Acum toată lumea e mulțumită, pacienții au fost informați, știu unde să meargă. Doamna doctor Iorgu, șefa de la oncologie, a fost de un real ajutor și foarte bună organizatoare. Deci, din punctul acesta de vedere, clădirea acum este goală și așteptăm constructorul să vină la sfârșitul acestei săptămâni sau la începutul săptămânii viitoare să-și facă organizarea de șantier. În legătură cu circuitele, am văzut că și în raportul de control sunt anumite secții în care nu există circuitele așa cum ar trebui să fie ele în mod normal într-un spital. Care este situația? De exemplu, am văzut chiar urologia, care e o problemă cu accesul. Am mai văzut și alte secții. Acum, mutarea oncologiei probabil că a dus la crearea unor probleme din punctul ăsta de vedere. După cum bine știți dumneavoastră și ați prezentat de foarte multe ori, circuitele în Spitalul Județean Neamț sunt aproape conforme. Deci nu există perfecțiune la noi în spital din punct de vedere a circuitelor. Noi încercăm acele și discutăm, avem discuțiile astea în permanență cu medicul epidemiolog. Aceste circuite și clădirile în sine au fost făcute pentru un număr mult mai mic de secții. Din punct de vedere la urologie, acea secție este în acea locație de foarte mulți ani. Deci, acum că s-a descoperit că nu respectă circuitele, e un pic ciudat, dar sunt discuții de relocare a anumitor secții pentru a îmbunătăți aceste circuite. Sunt discuții cu directorul medical și cu cei de la compartimentul SPIAM. Am înțeles. Acum,
Lucrurile astea pot fi înțelese la Spitalul Județean până într-un anumit punct. Adică, domne, nu... Spitalul este vechi, s-au făcut investiții. Așa. Ce nu pot eu să înțeleg este că acolo unde existau toate premizele pentru investiții, lucrurile au trenat din motive care sunt, au fost discutate, dar niciodată lămurite până la capăt. Amintați de pediatrie. Eu îmi pun mâinile în cap când citesc, apropo de secția pediatrie, și văd aici, nu se respectă normele în vigoare cu privire la zonarea pe grupe de vârstă și sex, asigurarea cu obiecte sanitare specifice grupei de vârstă, un singur duș pe toată secția, amplasarea 4 ori în salare, asigurarea cupajului și a distanțelor, dotarea cu lavoare în saloane, asigurarea dotării saloanelor. Și vorbim despre o secție în care, contraziceți-mă dacă greșesc, s-a făcut o dotare și s-au făcut lucrări. Noi, lucrurile nu sunt finalizate pe toate zonele secției. Adică, Doamne iartă-mă, nu înțeleg. Deci lucrările care s-au făcut, nu era mai la spital și nu înseamnă că e o scuză, dar lucrările care s-au făcut în acei ani, în 2015-2016, din câte țin eu minte, probabil la standardele de atunci. Acum, bineînțeles, poate că nu se respectă toate standardele curente din punct de vedere a acestor cerințe ale DSP-ului. V-am menționat mai devreme că vreau să obțin această autorizație de construire cu avizisul și tot ce ne trebuie pentru a finaliza acest proiect într-un mod corect și să obținem autorizația de funcționare la sfârșit. Nu vreau să finalizez acest proiect, un proiect poate care e depășit din punct de vedere exact a standardelor pe care dumneavoastră le descrieți și din punct de vedere ISU și din punct de vedere a DSP-ului. Deci vrem să o facem, dacă o facem, nu știu câți bani va costa, avem din punctul ăsta de vedere atât discuțiile cu Fundația Metropolis cât și cu sprijinul de la CJ, deci nu știu exact suma, dar vrem să-l facem ca lumea, să primim acea autorizație de funcționare la sfârșit. Da. Atât mai mult cu cât ar trebui să aveți sprijinul CJ-ului în totalitate. Mi-aduc aminte că la începutul mandatului, primului mandat, domnul Ionel Arsene, președintele CJ, a avut două mari promisiuni. Să se termine foarte repede secția pediatrie și să se termine foarte repede blocul chirurgical. Mi-e teamă să mai întreb de blocul chirurgical, că nu mai știu ce se întâmplă acolo. Eu am discuțiile astea cu domnul Arsene de fiecare dată când mă văd cu dumnealui. Pediatria este într-adevăr prioritate și i-am promis domnului președinte că ne vom ocupa anul acesta ca să avem acest proiect și să-i dăm drumul și avem tot sprijinul de la dumnealui. Iar din punct de vedere a blocului operator, acolo sunt mai multe discuții și trebuie să facem neapărat o expertiză ca să vedem dacă putem utiliza acel spațiu în scopuri medicale. Repet, mi-e teamă să întreb câtă expertiză este pe bloc operator. Asta am mai făcut. E un punct pe care l-am discutat și în cadrul evaluării mele. Din păcate, firmele contactate pentru a face expertiza de către mine în anul trecut nu s-au dovedit interesate în a participa la această expertiză. Deci vă rămâne să mai căutăm firme dispuse să vină la Piatra Neamț să facă această expertiză în spațiul respectiv. Bun. Haideți să nu vă mai rețin foarte mult. Trei lucruri aș vrea să mai atingem. Blocul alimentar, spălătoria și la final, așa e normal să vorbim despre zona sălii de necropsie. Deci, blocul alimentar spune că nu ați înlocuit plitele și sistemul de ventilație artificială, blaturile pentru procesarea cărnurilor și zavaturilor sunt deteriorate. Corespunde această imagine cu ceea ce se întâmplă acolo? Deci plitele într-adevăr sunt vechi și țin într-adevăr de partea de investiții. Din punct de vedere a ventilației s-au înlocuit parțial ventilatoarele de acolo și încă se lucrează și sunt referate în desfășurare, adică așteptăm practic să găsim contractorul sau firma pe care dorește să le repare în totalitate. Eu am vizitat bucătăria, am vorbit cu cei de acolo,
moralul, ca să zic așa, este mai bun, mâncarea este mai bună, nu este perfectă, dar este mai bună, modul în care se servește aceasta la bolnavilor este mai bun acum. Am terminat trainingul chiar săptămâna trecută cu acel soft despre care am tot povestit și acum este implementat și s-a terminat trainingul și cu și cu cei de la magazie și cu cei de la bucătărie și cu cei de pe secții, ca să știe cum să-ți comande mâncarea. Deci un anumit progres se face. Anul trecut s-au schimbat acolo țevi de abur, anul acesta am schimbat țeava de gaz ca să fie totul în siguranță. Deci mici pași se fac. Nu e, cum v-am spus, nu e totul perfect, dar se fac pași. Am înțeles. Bine, aici cred că dacă ar exista un interes și din partea finanțatorului ca să rezolve problema asta odată, nu cred că ar fi o mare problemă să înlocuim plitele și partea de... Noi am luat marmite, am luat echipament anul trecut și v-am zis, s-au făcut lucrări de reparații, cred că anul trecut în valoare de 100.000 de lei la bucătărie. Deci atât ne-am permis în anul trecut. Anul acesta am continuat, v-am zis, cu țeava care alimenta cuptoarele, țeava de gaz și așa mai departe. Deci încetul cu încetul facem niște pași. Eu zic să nu stăm foarte mult în zona spălătoriei, că nu sunt lucruri extraordinare. Acolo pot da. Să vă zic că, într-adevăr, erau probleme la mașina de spălat. Am găsit o firmă care să ne asigure atât mentenanța cât și piesele de schimb, să nu facem două contracte separate și când e cineva disponibil să nu fie celălalt. Deci, ca să fie totul mult mai rapid și să nu stăm cu mașinile nefolosite. Da. Acum, cum să spun, ca să încheiem cumva cu finalul, sala de necropsie. Aceasta este nezugrăvită, cu faianță parțial căzută, ventilată insuficient, cu spații frigorifice insuficiente. Și mie mi se pare important, nu există rampe de predare de cedat și spații pentru staționarea mașinilor mortuale, nici hol de așteptare și grup sanitar aparținători. Am discutat la SML cu doamna Ciuchilan, dumneavoastră dorește o renovare acolo, este într-adevăr pe lista noastră, sperăm să o facem la a doua jumătate a anului. Dumneavoastră știe, a prezentat referate, am discutat cu cei de la Tehnic să facă un deviz pentru această renovare și așteptăm în a doua jumătate a anului, deocamdată suntem prinși cu proiectele pe care vi le-am prezentat mai înainte. Din punct de vedere a aparținătorilor și a grupurilor sanitare, într-adevăr este o problemă. Eu îmi doresc să fac un spațiu, mai ales că vine vara cu căldură, îmi doresc să găsesc un spațiu sau să montez ceva temporar în care să asigur și locuri de stat, pur și simplu, de așteptat și eventual un aer condiționat ca să stea lumea în confort dacă vin în vizită sau așteaptă, nu știu, vești de la pacienții de pe secție. Acum nu vreau să fac o glumă, dar poate ar fi bine să luați legătură cu primăria Piatra Neamț, vă pune la dispoziție o stație de așteptare din programul de mobilitate. În fine, un fapt pozitiv pe care eu îl constat, cel puțin comparativ cu ce s-a întâmplat la Roman, în cadrul controlului, în Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț au fost recoltate prin sondaj 121 de teste de sanitație, aeromicrofloră și sterilități din foarte multe secții. 1, 2, 3, OG, ATI, chirurgie, chirurgie infantilă, urologie, ortopedie, ORL, oftalmologie, cardiologie, UPU, pediatrie, medicină internă, neurologie, contagioase, nefrologie. Parcă cred că aproape din toate. Da? Și o singură probă de aeromicrofloră la neurologie a fost neconformă, ceea ce arată din punctul ăsta de vedere un progres și faptul că se respectă, sau cel puțin în ziua controlului, se respectă protocoalele de curățenie mai bine ca înainte. Să știți că nu s-a știut când vine controlul sau pe ce secție, nici nu știam când vin să iau probe, deci se fac instruiri, se folosesc foarte mulți dezinfectanți. Doamna director de îngrijiri scurtu se ocupă personal
de aceste lucruri, eu nu pot decât să o felicit. Și mă bucur că și la spitalul nostru se face un pas înainte, un pic de progres din privința asta. Sunt, bineînțeles, în măsurile pe care le-au prezentat cei de la DSP și măsuri foarte simple, ca să spun așa, da, cu anumite spații care trebuie eliberate de către medici care nu fac parte din personalul de conducere, holuri aglomerate cu mobilier care, bineînțeles, pot fi mutate și casate. Deci sunt lucruri pe care le putem face în viitorul apropiat. Am văzut că la medicină internă, de exemplu, na, dacă tot vorbim, tot sar de la una la alta, nu există o sală pentru, cum se spune acolo, sală pentru tratamente sau ceva de genul ăsta. Nu mai găsesc acum exact unde era. Încerc să văd. Este foarte posibil și dacă se dorește să ne uităm și să vedem cum putem să ajutăm secția de medicină internă să găsească acest spațiu, sigur că da, ne vom ocupa. Aceeași întrebare ca și pentru cea pentru doamna Andrici, cum vedeți controlul în condițiile în care spitalul a primit totuși o amendă de 25.000 de lei pentru neîndeplinirea măsurilor, recomandărilor și termenilor stabilite de către persoanele împuternicite de la controlul anterior? Controlul a fost unul fair. Noi nu ne-am implicat, ca să spun așa, într-un mod, știu, să influențăm rezultatul controlului. Domnii de la DSP au fost în contact cu mine sau cu doamna Scurtu pe perioada controlului și au venit și ne-au mai spus din ceea ce au găsit pe secții. Deci, fiind un control de lună de zile, ne-am mai văzut, am mai discutat, au fost aduse informații. Am avut mici modificări la raportul final pe care le-am transmis dumnealor, mici comentarii și în rest, ce să vă zic, ne dorim mai puține amenzi, dar nu cred că se vor fi eliminate complet aceste amenzi, pentru că foarte multe din amenzi sau lucrurile pe care le-am discutat astăzi țin și de investiții. Da, țin de fonduri semnificative, dar noi ne dorim să facem pas cu pas aceste renovări și reparații și să continuăm partea pozitivă a lucrurilor prin faptul că nu am avut atât de multe probe neconforme. Eu, așa citind ce am văzut în comunicatul de presă, pot să spun că, cel puțin am și spus-o, controlul de la DSP a fost adaptat și realităților, pentru că, de exemplu, ne oprim la pediatrie. Un control care ar fi venit cu temă, să spunem, spunea, doamne, nu există autorizație de funcționare pe secție, sau aviz, sau cum s-o chema el. Sau alte lucruri de genul acesta care puteau fi găsite dacă venea cineva cu o tentă oarecare. Eu respect munca celor de la DSP, v-am zis, dialogul este bun. Bineînțeles că dumnealor trebuie să-și facă slujba. Discuțiile pe care le-au avut cu diversi medici sau asistente pe secții, sincer, sunt între dumnealor și acele persoane mai mult sau mai puțin mulțumite. Mie nu mi s-a părut un control răuvoitor, dacă doriți părerea mea personală. Eu vă mulțumesc, vă doresc o zi bună și să ne vedem și în studio cât se poate de curând, când vom avea noutăți. Cele bune! Mulțumesc, zi bună și dumneavoastră! A fost managerul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. Am încercat să vă prezentăm ce se întâmplă în această zonă și cu același lucru bun semnalat, faptul că DSP-ul a făcut public cel puțin o parte a raportului de control. Nu sunt bani de investiții suficienți, probabil că nici nu vor fi foarte curând, pentru că la Piatra Neamț, nu știu cât va mai dura această discuție privind spitalul nou și vedem care este situația acolo. La Roman lucrurile sunt un pic mai clare, dar sunt probleme și acolo tot cu banii și cu necesitatea extinderii spațiilor din spital.
a dotărilor. Ne oprim aici cu discuția privind sănătatea. Eu, dincolo de toate acestea, vă spun, aveți mare grijă de dumneavoastră, pentru că sunteți pe cont propriu, iar când ajungeți în malaxorul acest al instituțiilor de sănătate, lucrurile nu sunt niciodată așa cum par. E greu să mai ieși. Sunt oameni care își fac datoria, acolo sunt oameni care sunt doar angajați și salariați în zona respectivă, ei se știu, se cunosc, sunt puțini medici pe anumite compartimente, pe anumite secții, cei care sunt, își permit să facă anumite lucruri pentru că știu că nu pot fi înlocuiți foarte ușor și de aici o întreagă disfuncționalitate a sistemului. Nu mai vorbim despre anumite secții în care medicii se plâng de deprofesionalizare, în timp ce secția lor este de cele mai multe ori goală. În schimb, au foarte mulți pacienți la cabinetul propriu. Ne oprim aici. Vă doresc cele bune, sănătate și numai bine.